În noaptea dintre Bobotează și Sfântul Ion, flăcăii din Izbiceni sunt puși de bătrânii satului să păzească fântânile, ca nimeni să nu le spurce, simbolic, apa cu tărâțe, cenușă sau paie. Dacă acest lucru se întâmplă, băieții sunt obligați ca până în zori să curățe apa, dacă nu vor să fie de râsul satului. Cât stau de pază, ca să nu-i fure somnul, ei pun de o petrecere. Noaptea de Bobotează să păzească fântânile pentru că avem rivali, care vin și aruncă paie, aruncă una, aruncă alta, cu orice. Și noi o păzim cu băieții ăștia, copiii ăștia care sunt aici lângă noi, tineretul nostru. Să dormi până la ziua și ce faceți până la ziua? Dansăm, cântăm, petrecem, mâncăm. Și păziți fântâna? Da. De când știți de obiceiul ăsta? De când eram mic, de când ieșeam cu părinții la baracă. Și în caz că venea cineva și ne arunca paie în fântână, noi le răspundeam cu aceeași monedă. Or să vină alți rivali de-ai noștri și să arunce paie, cum era odată, să zicem, obiceiul, și vor arunca paie, cum era odată. Și vă fac de rușine. Și ne fac de rușine. Dimineața când va veni iordănitul, o să scoatem apă și va fi muldară. Nimeni nu știe cu exactitate de când provine obiceiul, dar continuă să-l ducă mai departe. Dacă nu o mai fac pentru semnificația avută în trecut, o fac pentru petrecerea care se încinge în jurul fântânilor. Domnul Gabi, spuneți-ne unde ne aflăm. La una din fântânile din Izbiceni, unde, așa cum știți, se practică obiceiul de păzit. Adică noi păzim fântânile la ora asta. Toată noaptea de Bobotează și Sfântul Ion? Toată noaptea, da, dinaintea Sfântului Ion, ne ocupăm cu păzitul fântânilor. Pentru a nu, mă rog, povestea e mult mai veche. Din bătrân se spune că Ioan Botezătorul, în drumul său către apa Iordanului, trecea pe la fântânile unde le găseau nepăzite, arunca, mă rog, cuciurul, mizerie, cenușă, în principiu. Autoritățile încearcă să încurajeze pe tineri să ducă mai departe elementele de identitate locală, așa că în noaptea dintre Bobotează și Sfântul Ion merg pe la fiecare ceată care stă de pază și iau parte la petrecerile organizate de aceștia. Sunt aici alături de ei să le spun și în același timp să încurajez că aceste obiceiuri trebuie păstrate pentru că ele reprezintă filonul spiritului românesc și atunci trebuie să-l păstrăm și să spunem că suntem români și nu ne e rușine de tradițiile noastre, chiar dacă ele astăzi nu mai cadrează cu o societate modernă. La ivirea zorilor de Sfântul Ion, tinerii care au păzit fântânile scot apă curată ca lacrima și merg din casă în casă pentru a-i boteza pe cei care poartă numele de Sfântul Ion sau Ioana și le fac urări de bine și sănătate.